Iubitorii handbalului din Buzău sunt invitați duminică la sala sporturilor la primul meci al sezonului din Liga 2 de handbal feminin. Reprezentanta Buzăului o va întâlni pe cea a Iașiului. Începând de duminică 16 septembrie la ora 11, debutează echipa de handbal, noua echipă de handbal a CSE Handbal Municipal Buzău, feminin, jucând primul meci cu o echipă din Iași, campioana țării la junior, ceea ce e un meci foarte dificil, dar spectatorii din Buzău sper să din nou să umple sala pentru că au ce vedea. Președintele Ștefan Miloș afirmă că echipa sa e mai puternică din acest sezon. Au fost achiziționate o portăriță și un centru, urmează două extreme. Eu zic că ne-am întărit față de anul trecut, numai prin achizițiile care le-am adus, o portăriță de la LPS Brăila, un centru care n-am avut centru de 2-3 ani de zile, de la Știința Bacău, cea care a retrogradat din ligă. Și pe ultima sută sperăm să mai avem încă două extreme acolo unde stăm. Încă sunt două, să zic eu, posturi care nu sunt acoperite în totalitate, acestea sunt extremele. Dacă în campionatul trecut Handbal Municipal Buzău a terminat abia pe locul 9 din 12 formații, pentru acest sezon se vizează locurile fruntașe. În primul rând ne gândim să fim la sfârșitul turului, să fim la cel puțin 4-5 sau cel mult 4-5 puncte diferență de prima clasată. Atunci, într-adevăr, se pot schimba multe lucruri, mai ales că văzând că suntem foarte aproape, putem să emitem pretenții, să aducem 2-3 jucătoare să promovăm. În viitorul campionat, Handbal Municipal Buzău va disputa meciurile de pe teren propriu, duminica, de la orele 11.